Am pus punguța pe bancheta din spate, am plecat, ne-am suit pe autostradă. Nu vreau să zic că Lizia e chioară, dar poartă ochelari. Și am zis, bă, nu ne grăbim, mergem încet. Și a zis, eu conduc, merg cum vreau. 2 kilometri mai încolo, bă, nene, a pus Lizia o frână atât de brusc, m-a dat cu capul de bord. Eu nici nu port centură când beau, să nu pierd investiția. Deci a fost direct. Poc! Zice, barză. Era o barză pe autostradă, era... Cred că era și lovită, că stătea așa într-un picior, era... Bă, dar așa stau berzele, ești nebună? Zic, bine, mergi cu grijă. 2 kilometri mai încolo, iar... Poc! Ce? Barză. Zic, aceeași că tot așa stătea într-un picior, cred că era lovit. Zic, dar cum dracu? Zic, dar berzele astea n-au somă, ci... Ne face nouă, ne fac farse, sau care-i treaba? Bă, 20 de kilometri, așa m-a ținut. Barză! Eu am crezut că face asta să mă țină tras, să n-a doar mă ia. Într-un final am ajuns în fața blocului și am găsit un singur loc de parcare pe o curbă, așa. S-a chinuit Lizia, a băgat cu fața, nu intra, a dat cu spatele, ce-ți obosită, nu-mi iese. Ești proastă, pur și simplu, las că parchez eu. Zice, dar ești beat și beat parchez mai bine ca tine. Acum... Locul de parcare fiind pe curbă, așa, ca să nu luați mașina cu botul prea în stradă, am urcat cu roata din spate a mașinii pe trotuar. Bang, bang. Lizzie s-a dus în spate să ia lucrurile pe care le-a dat soacra, socru, v-am zis că nu mai știu, lucruri care s-au vărsat. Și a țipat Lizzie la mine. Șoferul lupește că a trebuit tu să urci cu roata din spate pe trotuar mașina, că s-au vărsat astea. Jură-te tu. Că eu când am urcat curată din spatea mașinii pe trotar, borcanul de bulion s-a speriat, a căzut, a tras și mierea după el, la final a zis, eu nu rămân singur aici, vin după tine. De la asta, bă, că am urcat eu curată din spate pe trotar, nu de la frânele pe care le-a pus ea cu berzele sufletului. De la asta, mă, s-au vărsat. Băi, nene! Deci ce e mai rău la mine în mașină? Bulion cu miere, cu afinată, toate vărsate. Eu când